criza economică o vom depăși la fel mult mai sper din tot sufletul, mult mai ușor, tocmai pentru că Uniunea Europeană are un plan ambițios pentru a relansa Europa din punct de vedere economic. Deci, aș putea spune că suntem mult mai siguri și mai stăpâni pe situație decât în alte situații prin care a trecut națiunea noastră. Dar chiar și după unire a venit războiul, după război, comunismul, perioada de tranziție. Acum cred că națiunea noastră își dorește mai mult, ceea ce este un lucru foarte bun. Mai mult înseamnă o viață mai bună, școli mai bune, spitale mai bune, calitatea vieții mult mai ridicată, și asta înseamnă infrastructură, gaze în fiecare casă, apă caldă pentru că, sau apă sau așa curentă. Ar trebui să da. Spunem. Asta este ceea ce își doresc românii și bineînțeles că nivelul de așteptare și de implicare este cu totul diferit. Deci, aș putea spune că suntem o națiune destul de așezată, dar cu așteptări justificate.